De ziua internațională a pădurii, elevii din Băicoi au curățat de gunoaie pădurea Dâmbu din localitate. Mai mult, aceștia au mers prin oraș cu pancarte, cu lozinci ce îndemnau la ocrotirea zonelor verzi. Este ziua internațională a pădurii și în orașul Băicoi ne-am gândit să o sărbătorim împreună cu elevii de la școala Țintea, dar și cu angajații primăriei, într-un mod practic, acela de a face curățenie în pădurea care ne conjoară orașul. Cu toții ne dorim să trăim într-un oraș mai curat și de aceea am inițiat astfel de acțiuni. Această acțiune va fi continuată cu acțiune de curățenie generală în orașul Băicoi, care va începe pe data de 3 aprilie și va ține până pe data de 14. Ar trebui să alegem foarte multe zone, dar suntem puțini deocamdată. În majoritatea pădurilor, din păcate, se regăsesc resturile noastre. Din păcate, ne mai trebuie ceva timp și infrastructură să ne ecologizăm. Elevii s-au arătat extrem de încântați de această acțiune și, spun ei, vor să trăiască într-un oraș curat. Am venit ca să organizăm împreună cu școala gimnazială și cu primăria pentru a salva pădurea. Am venit astăzi la pădure ca să ecologizăm pădurea și să facem mai curat. Și cum o ecologizezi? Curățându-o și plantăm puieți. Ca să o curățăm de gunoaie. E plină de gunoaie? Puțin. Și de ce ai luat decizia asta? Pentru că pădurea este viața noastră, deci fără copaci nu putem să respirăm. La această acțiune au participat peste 80 de elevi din Băicoi.